Pompierii din cadrul Inspectoratului de Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați să intervină la un incendiu în Megidia pe strada Cameliilor. O casă a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. După o luptă grea cu flăcările, incendiul a fost lichidat. A ars acoperișul casei și acoperișul a două anexe pe o suprafață totală de 200 de metri pătrați. O singură persoană cu atac de panică a fost asistată medical la fața locului de paramedicii SMURT.